Bună seara, bine ne-am regăsit. Dilemele zilei și în această seară. Se fură startul campaniei electorale. Am mai auzit acuze de acest gen și înainte de a începe campania electorală pentru alegerile europarlamentare. Ei bine, de această dată este vorba de startul pentru alegerile parțiale pentru Colegiul 2 de Senat, cel vacantat de Toni Mihail Greblă, care știm în urmă cu câteva luni a plecat la Curtea Constituțională. Este bătălie mare și unii dintre candidați, de fapt anumite partide politice, s-au grăbit să își afișeze candidații. Cei de la PSD au fost mai iuți de picior, dacă putem să spunem așa, și au furat startul campaniei cu vreo 4 zile. Astăzi, în municipiul Târgu Jiu, pe panourile de promovare, erau afișe, erau bannere cu sloganurile Partidului Social Democrat, care îndemnau potențialii alegători să voteze candidatul partidului respectiv, al partidului aflat la guvernare. Ei bine, o să vedem cadre, o să vedem imagini cu ceea ce s-a întâmplat în Târgu Jiu, cu afișajul electoral, pentru că el a și fost dat jos ulterior. De ce? Pentru că opoziția a reacționat, s-a ajuns chiar la poliție cu apeluri. O să vedem imediat, spuneam, imaginile, o să vedem și o știrică pe acest subiect. Le mulțumesc invitațiilor din această seară care au acceptat invitația noastră. Domnul avocat Constantin Aninoiu de la Partidul Național Liberal, bună seara! Bună seara dumneavoastră și invitațiilor dumneavoastră! Domnul Ion Fugaru de la PMP, dumnealui este și cel care a anunțat organele abilitate de furtul campaniei electorale. Bună seara, domnule Fugaru! Bună și seara, o să-mi și spuneți mai târziu dacă aveți mustrări de conștiință că... Că l-am dat pe domnul Costoiu jos. Pe domnul Costoiu de pe afișaj. Domnul Gheorghe Bucălăiete de la Partidul România Mare, bună seara și dumneavoastră. Bună seara, bine v-am găsit. Și îl așteptăm și pe domnul Matei Catrinoiu de la Partidul Național Țărăniți Creștin și Democrat. Este pe drum domnul Catrinoiu, sperăm să ajungă în timp util. Îi rog pe colegii mei să ruleze știrea cu ceea ce s-a întâmplat astăzi în Târgu Jiu. O firmă privată a început să monteze afișajul pentru campania electorală, spuneam, care încă nu a început pentru Senat, pentru parțiale. Ei bine, în această după-amiază, oamenii au fost nevoiți să le dea jos. De ce? Pentru că așa le-au spus șefii, care și-au dat seama că au gafat, că au început mai devreme afișajul decât stabilește legea. Haideți să vedem știrea și revenim cu discuția aici în studio. Afișele cu candidatul PSD pentru Colegiul 2 Senat au fost expuse în Târgu Jiu, cu toate că startul campaniei se dă sâmbătă. Pe panourile publicitare au apărut sloganurile PSD ce îndeamnă la votarea lui Mihnea Costoiu. După ce reprezentanții opoziției au reclamat furtul startului de campanie, echipele de muncitori care le-au lipit au fost nevoite să le dea jos. Cum? Așa primiră murdin. Așa primiră țurdin. Păi și cine v-a spus să le puneți? Cu de-i murdin ăștia care... Dar când le pus tărăți? Mă, acum le pusăm, acum le dăm jos. V-au sunat să le dați jos, după ce v-au spus să le puneți. Dar nu v-au spus și de ce? Păi, eu puteți găsi că pe 10 să pune. Le-au pus mai devreme. Campania electorală pentru postul de senator în Colegiul 2, vacantat de Toni Greblă, începe sâmbătă 10 mai. Legea interzice publicitatea electorală înainte de această dată. Da. Acesta a fost materialul. O să încep cu domnul avocat, pentru că dumnealui trebuie să știe mult mai bine, deși reprezentanții partidelor politice care au candidați și care le pregătesc campaniile electorale nu sunt exonerați prin faptul că nu au avocați sau că nu citesc legislația. Orice partid politic ce se lansează într-o campanie electorală trebuie să știe ce este legal și ce este ilegal. Ceea ce am văzut, și îi rog pe colegii mei să ruleze din nou cadrele de astăzi, din centrul municipiului Târgu Jiu, spuneam, domnule avocat, ce anume reprezintă legal? Ce spune legea despre ceea ce
am văzut în municipiul Târgu Jiu astăzi. Ce trebuie să știe telespectatorii dumneavoastră este că, de fapt, nu numai telespectatorii, și reprezentanții tuturor partidelor politice, că afișajul și promovarea unor potențial candidați pe funcția de, la funcția de senator pe Colegiul 2, înainte de data la care trebuie să se înceapă această campanie, constituie infracțiune și legea o pedepsește ca atare. Pe cale de consecință și aceste afișaj, spun eu că nu va rămâne fără urmări și că în urma acestui banner și afișelor care s-au postat, efectiv s-a furat startul, ca să zic, ca să folosesc un termen din popor, va face obiectul unui dosar penal și sigur că procurorii îl vor trata ca atare. Nu este, să știți, nu a fost singurul panou pe care au fost afișate mesajele pentru alegerile parțiale ale PSD-ului. Existau mai multe în oraș, nu știm dacă toate au fost date jos sau încă mai sunt. Noi din acest punct vedeam două, cel puțin două erau vizibile. O să vedem în cadre și următorul panou, care este la ceva distanță, aproximativ 100 de metri. Sunt fer convins că atât partidele de opoziție, cât și presa, care sigur veghează la păstrarea ordinii și disciplinii în urbe, va sesiza toate aceste aspecte. Sunt convins că organele abilitate au strâns deja un probator în ceea ce privește întocmirea dosarului penal și de aceea spun eu că nimeni nu trăiește de unul singur, nimeni nu poate să încalce legea. Partidele de opoziție vor lua atitudine împotriva partidului de guvernământ și sigur că va sancționa atât prin mass media cât și prin sesizarea organelor de cercetare penală. Mass media, să știți, nu poate sancționa. Mass media poate să tragă niște semnale de alarmă, poate să arate ceea ce se întâmplă. Cei abilitați să ia niște măsuri sunt procurorii, sunt polițiștii și așa mai departe. Este vorba de sancțiunea morală pe care mass media o poate acorda. Sigur că mass media n-are la îndemână pârghiile necesare pentru a sancționa, în adevăratul sens al cuvântului, pe cei care încalcă legea, dar trăgând un semnal de alarmă, arătând ceea ce se poate face, care dintre reprezentanții legali ai partidelor încalcă legea, cetățenii vor trata și vor sancționa și ei ca atare partidele sau conducătorii care încalcă legea. De aceea spun eu că rolul mass media este unul cu preponderență nu în detrimentul populației, ci din contră. Este acela care are rolul de informare corectă a cetățeanului și cetățeanul este acela care poate cu adevărat sancționa un partid politic pentru încălcarea dispozițiilor legale. Domnule Fugaru, ați văzut, ați trecut pe lângă aceste panouri, v-am văzut și într-un cadru atunci când încercați să traversați. Dumneavoastră ați și luat o atitudine. Aici era problema și eu am avut o discuție cu domnul Săvoiu cu o jumătate de ore înainte, care mi-a dat telefon și mi-a spus că au apărut deja afișe. Am spus și am stabilit împreună să facem o plângere penală la parchetul județean și la biroul electoral județean. Dar, cunoscând faptul că dumnealor se deplasează mai greu, mai ales că în urma materialului publicat de mass media cu amenințările domnului președinte Căciumaru, care a zis și dumneavoastră, a fost preluat și de ambasadele unor state membre UE și se discută pe marginea acelui material, am considerat că este mai bine să fim foarte direcți. Fapt pentru care vreau să mulțumesc conducerii Poliției Județene, care a dat dovadă că nu este implicată politic și s-a intervenit imediat pentru coborârea acestor afișe sau aceste bannere, ca să zicem așa, care au fost date jos. Plângerea își va urma cursul, de asta v-am și sesizat să veniți la fața locului exact cum le dau jos, pentru că mi se pare normal să fie făcut de râs, pentru că nu poți să ai atâta tupeu, ca să zicem așa, să nu zicem vorbe mult mai grele. Nu e vorba, domnule Fugaru, de a face de râs pe cineva. Este vorba de a atrage atenția asupra faptului că legea trebuie respectată și trebuie respectată de toată lumea. Corect. Și ei strigă toată ziua la televizor că trebuie legea respectată. Păi să o respecte.
cum o respecte ei, dar vom vedea organele de abilitate ale statului. Ați sunat la poliție și în scurt acest afiș sau acele afișe au fost date jos, pentru că e vorba de mai multe, l-ați dat jos pe costoiul de pe afișe. Au și titrat colegii mei. Da. Păi era și normal, pentru că lor li se pare că sunt atât de puternici încât le e frică la toată lumea de ei. Ei, uite, mai sunt și, mai ales că eu sunt candidat și mi se pare anormal să apar cu 4 zile înainte de startul campaniei cu asemenea afișe. Ei sunt, au fost o rușine și vor rămâne o rușine pentru toți cetățenii care suferă din cauza că n-au servici. Este punctul dumneavoastră de vedere, dar haideți să încercăm să avem un limbaj adecvat. Ce? Pentru că... Pe ce, cu ce am jignit? Ați folosit un epitet care nu toată lumea îl atribuie de tupeu, social-democrat. Ca tupeu? Nu, rușine ați spus. A, și nu, asta nu este o rușine. Nu toată lumea trebuie să fie de acord cu opinia dumneavoastră. Normal, este de asta punctul, am vrut este să subliniez. Este meu, punctul dumneavoastră de este vedere. Punctul meu de vedere. Opinia dumneavoastră. Și o să vedeți, și o să vedeți, vedeți și pe data de 25, mai că va fi opinia mai multor cetățeni din județul Gorj. Asta ne va demonstra doar rezultatul alegerilor. Corect, vom vedea atunci. Da, domnule Bucălăete. Am văzut afișaj electoral, furt de start de campanie electorală pentru alegerile parțiale. Am văzut că în tot județul afișajul PSD-ului este unul foarte, foarte puternic. De ce credeți că s-au grăbit domnii de la PSD să monteze aceste bannere? Da. De ce nu au mai avut răbdare câteva zile? Eu, în primul rând, vreau să vă mulțumesc că îmi dați posibilitatea să spun telespectatorilor dumneavoastră că Partidul România Mare nu are candidat pe acest colegiu datorită acestui uninominal care nu ne permite acest lucru. Nu ne permite pentru faptul că Partidul România Mare nu are membri în Parlamentul României, are numai în Parlamentul European, deci noi vom figura pe buletinul de vot numai pentru Parlamentul European. Vis-a-vis de ce ați spus dumneavoastră, probabil firma sau cei care au hotărât să monteze acest banner nu au realizat că nu fac altceva decât să facă rău candidatului sau cei sau bine, partidului firma, care sau care partidul, a fost plătită, mă rog, cei, să cei facă care, ceva, cei care au hotărât că, acest lucru. Bănuiesc că are și un termen. Doar nu vine firma și se apucă de capul ei să monteze sigur, un afișaj. Sigur, au stabilit probabil printr-un contract, data, nu știu exact cum au procedat dumnealor, dar bine și avantaj electoral nu cred că aduce partidului care a făcut acest lucru. Campaniile electorale au fost și cred că vor mai fi furate sau startul campaniei electorale. Eu cred că biroul electoral județean, biroul electoral central sau, mă rog, acolo unde s-a sesizat, va hotărâ și cred că va face dreptate în acest caz. Nu este bine să se fure startul campaniei, este suficient timp pentru această campanie, că este campanie pentru parțiale sau europarlamentare. Noi, cei de la Partidul România Mare, chiar n-am avut materiale să începem la termen, dar ușor-ușor am rezolvat acest lucru. Eu zic și mă repet că s-a făcut o greșeală care s-ar putea să fie taxată de electorat. Domnule Catrinoiu, punctul dumneavoastră de vedere care este? Aș vrea să spun că rămân consternat de ceea ce se întâmplă, mai cu seamă că vin din teritoriul la ora actuală. Lucrul și acesta, pe unde a fost dumneavoastră nu s-au întâmplat astfel? Nu, au rupt toate afișele celorlalți, ca să nu... Observ că acest afișaj, este realitatea, este alăturat inclusiv primul ministru în acela... Bine, e treaba partidului afișul electoral. Da, este treaba partidului. Dar președintele central al acestui partid trebuie să ia măsurile
drastice să nu se fure o să nu se fure un start, pentru că oricum, dacă dumnealui domnul Costuiu ar făcut bine ca și ministru și ăsta, n-ar fi avut probleme. Dar acum părerea mea este că se poate merge până într-acolo încât să poată fi chiar radiat de pe lista de candidatură. Pentru că nu este normal să pleci într-un start într-un asemenea mod. Nu știu dacă această măsură radicală se impune. Pentru că este, într-adevăr, poate fi, dar vă dați seama că este, este caz penal tot ceea ce s-a făcut în acest mod. Indiferent că este cu voia sau fără voia, că n-a știut societatea, nu se poate. Deci lucrurile astea sunt plătite, trebuie făcute, există un staff de campanie. Și s-a mers pe ideea, domnule, la noi merge pentru că noi suntem la pupitru. E, uite că nu merge și nu trebuie să mergem pe ideea că se poate la infinit în acest județ. Da, eu o să-i rog pe colegii din emisie să încerce să ia legătura cu cineva de la PSD, un președinte, un vicepreședinte, un purtător de cuvânt, pentru a ne lămuri de ce au pus mai devreme aceste banere electorale. Bănuiesc că și dumnealor cunosc legea, așa cum spuneam, trebuie să o cunoască orice partid și orice candidat care se înscrie în această competiție. Domnule Aninoiu, din punctul dumneavoastră de vedere, acest furt de campanie electorală, nu știu dacă o să fie sau nu taxat de cineva, dacă o să fie taxat din legal, dacă o să fie taxat electoral. Dar acest furt de campanie electorală, ce anume demonstrează? Politic vorbind. Aș vrea să încep cu a vă spune că acest furt de campanie electorală va fi taxat atât din punct de vedere legislativ, cât și din punct de vedere al cetățeanului care se duce la vot. De ce? Pentru că, așa cum spunea și antevorbitorul meu, și eu am fost în teritoriu, am văzut care este opinia și poziția electoratului mai nou. O să vedeți o schimbare radicală în ceea ce înseamnă punctul de vedere al electoratului cu privire la vot. Ori acest gest, reprobabil și ilegal, vine să confirme tocmai ceea ce am observat eu în teritoriu. Partidul Național Liberal, sigur, care are o poziție tranșantă și sancționează cu vehemență aceste gesturi de nerespectare a legii. Am avut o discuție foarte importantă cu domnul Crin Antonescu, prezent în orașul Rovinari, care s-a bucurat de o prezență masivă, extraordinară, din punct de vedere al prezenței, în ceea ce înseamnă oameni care au venit de bunăvoie și nu au adus cu forța din cadrul serviciilor minere sau termocentralei Rovinari. Și că impactul și prezența dumneavoastră în județul Gorj s-a avut un preponderent pentru gorjeni, a avut o gură de aer în ceea ce privește organizarea cu celeritate și cu legalitatea alegerilor europarlamentare. Aș vrea să vă mai spun că acest furt al startului, chiar dacă pare o problemă minoră, ca să zic așa, ea va fi tranșată și sancționată grav, deoarece electoratul nu mai este acela ca acum 4 ani sau ca acum 6 ani sau ca acum 10 ani. Oamenii s-au trezit la realitate, au observat exact care dintre partidele politice dă dovadă de seriozitate. Sigur că cei care nu dau dovadă de seriozitate vor fi sancționați și de aceea spun eu că acest gest reprobabil nu va rămâne trecut cu vederea. Domnule Fugaru, am văzut, spuneam, și în județ foarte mult afișaj electoral. Am văzut eu personal, mergând să documentez anumite subiecte, inclusiv candidați la alegerile pentru Senat, la alegerile parțiale. Și să știți că nu este singurul candidat care a apărut pe afișe, candidatul PSD-ului. Eu am văzut, de exemplu, și candidatul PNL-ului, vă spun și unde, la Turburea, în comuna Turburea, acolo apare candidatul PNL-ului pe niște banere stradale. Dumneavoastră... Domnul Mazilu? Da, domnul Mazilu. Dacă dumnealui este candidatul, dumnealui.
Spuneți-mi, din punctul dumneavoastră de vedere, partidele politice, de ce apelează la astfel de, nu pot să le spun tertipuri, la astfel de trucuri. Sunt niște trucuri de a înșela, nu știu dacă vigilența autorităților, cât mai degrabă electoratul. Știți ce se întâmplă? Să vedeți, cu cât o imagine este văzută mai mult, cu atât rămâne impregnată în mintea unui om. Domnișoară, impresia oamenilor este mult mai gravă despre politici. Mult mai gravă în sensul că nu-i mai cred, nu vor să mai iese la vot, ci o să vedeți o prezență, eu estimez undeva, dacă vin 35%, este foarte bine, dar o să vedeți că, indiferent de toate forțele de mobilizare care se vor pune în mișcare, nu vor scoate lumea la vot pentru că nici nu au curajul. Eu am văzut oameni de la PSD care nu au curajul să ducă la oameni acasă. Ce să le spună? Că le-a scumpit benzina acum și că le-a pune taxa pe stâlp și așa mai departe? Nu iasă lumea la vot. Aici este problema cea mai periculoasă pentru România. Pentru că nu mi se pare normal. Și cu astfel de banere reușim să determinăm electoratul să iasă la vot pe cel care nu are o opinie și s-a gândit putea, să nu se prezinte la vot? Foarte, sau cel care este sătul de metehnele clasei politice și iarăși aceste, să nu meargă la vot? Aceste tipuri de afișaj s-ar putea să-i coste foarte mult, pentru că oamenii care rămân, au rămas fără servicii, rămân fără servicii, situația tuburilor care se află în minerii și energie, să știți că s-ar putea să-i mobilizeze pe toți să vină să voteze împotriva lor. E posibil și acest lucru și cu siguranță vom vedea pe 25 că lumea o să transmită alt mesaj și schimbarea va veni cu siguranță. Pentru că oamenii acum nu au curajul. Nu au curajul că în momentul în care văd că ei pun dita mai afișe, fac dita mai risipă de bani, pentru că ăștia costă bani, nu pot miliarde. Aș vrea și sunt curios și am să-i cer domnului Cârciumaru pe 544 să comunice când a organizat licitația pentru aceste panouri, dacă a făcut-o publică, pentru că toate panourile acestea care sunt de asemenea dimensiuni, trebuia scoase la licitație și făcută licitație și a dus și bani pe publicitate la bugetul primăriei municipiului Târgu Jiu. Sunt foarte curios. Da, este o temă bună, să știți, și pentru jurnaliști. Ar trebui să urmărit pe, cât produc aceste panouri în campania electorală, pentru că ele, dacă în timpul anului nu sunt folosite, vedem că sunt lăsate libere. Deci, trebuie să știți că sumele atrase cu orice titlu, donație sau către un partid, ele trebuie legal raportate la biroul electoral central. Deci toate sumele care provin din donații, sponsorizări, etc., toate aceste sume, legea o cere imperativ să fie raportate către biroul electoral central, așa că se va ști cu certitudine fiecare partid ce sume are, de unde provin, care sunt sursele. Domnul Aninu, cu certitudine și cât a cheltuit în campanie. Aceste panouri sunt panouri de publicitate. Fără niciun corect, fel. În campanie electorală. Care aparțin toți banii care se produc în urma publicității făcute pe aceste panouri, să duc la bugetul municipiului Târgu Jiu. Acel meș care se află pe magazinul Parângul, la dimensiunile care se află, îs curios să vedem dacă se plătește publicitate, pentru că orice material de publicitate pe care tu îl afișezi, trebuie să plătești primăriei municipiului Târgu Jiu. Da, dumneavoastră aveți foarte mare dreptate. Există și o lege în acest sens. Sigur că, dar la dimensiunea fiecărui panou publicitar se plătește către primăria orașului o anumită sumă de bani. Încă o dată spun, raportat la metru pătrat al afișajului. Da. Să vedem dacă s-a plătit, dacă s-a făcut normal, fiind campanie, știți foarte bine că trebuia să organizeze licitații. Dar în campania electorală s-a moștenit, e o cutumă care vine chiar din 1990, 99-90, spunem noi, și în ceea ce privește bannerile, afișele propriu-zise,
nu s-a perceput de către niciuna dintre primării pentru a afișează niciun fel de nicio sumă de bani. De altfel, nu a fost o hotărâre de Consiliul Local în sensul ăsta. Sunt de acord ce spuneți dumneavoastră cu acele benere de două secunde cu Catalinul Șantezat, dar e vorba de acele panouri publicitare. Eu acolo mă refer, nu mă refer la benere care sunt puse în testul. Haideți să vă spun eu și o să dau o tematică presei în acest sens. Faptul că apar acele meșe, bannerul, afișajul care s-a făcut acum este un făcut nou și probabil plătit de o anume societate. Toate aceste locuri pe care acești oameni își pun meșele, ele aparțin unor anume societăți care plătesc la primărie, au plătit și plătesc o anume sumă de bani. Vreau să vă spun că le-a scăpat și într-una din ședințele Consiliului Municipal, și vă rog să verificați acest lucru, s-a propus de către unele din aceste societăți care dețin acele panotaje de telefonie și de altele, da? Au cerut consilierilor locali ai primăriei municipiului Târgu Jiu să le scadă taxa pe această perioadă. Deci, aceste societăți, nu numai că sunt implicate în a-i lăsa, își dau ce fac ei publicitate jos și lasă să pună panourile respective afișajele electorale, dar mai mult decât atât, ei au cerut în perioada aceasta să li se scadă. Nu știu dacă s-a aprobat acest lucru, să li se scade chiria pe aceste locuri de afișaj. Deci acest lucru trebuie foarte bine verificat, pentru că nu ne jucăm. Acești oameni au pus afișe numai pe avioane n-au pus. În rest au pus peste tot. Și vreau să vă spun un incident care s-a întâmplat. Veneam și am făcut și noi afișaj pe zona către Robinari, în perioada dinainte venirii primului ministru. Au avut tupeul și curajul niște oameni de ai domnului Cârciumaru să mă oprească, da? Și vreau să-mi răstoarne mașina și zic, băi băieți, voi ce lucrați? Mi-au zis că lucrează în minerit și noi, e munca noastră, și zic, păi voi trebuia să fiți la serviciu. Păi nu, că avem 75% din... ne-a trimis acasă. Șomaj tehnic. Deci nu se poate acest lucru. Nu ar trebui să mai folosească de oameni. Să lase lucrurile să... Am primit în urmă cu puțin timp o imagine, o fotografie, de fapt, și chiar vreau să pun această întrebare, dacă nu cumva a fost furat startul și pentru campania prezidențială. O să-i rog pe colegii mei să încerce să prindă această imagine. Este vorba de domnul Victor Ponta. Da, să vedeți pe aia după care Parâmbu. Este pe un, Parâmbu pe este... un banner foarte, foarte mare pe o clădire din centrul municipiului Târgu Jiu. Din centrului municipiului Târgu Jiu. Pe magazinul Parâmbu, pentru că, într-adevăr, nu este candidat nici la europarlamentare, chiar dacă ar fi fost candidat la Senat, nu ar fi avut voie să apară în această perioadă. Ne-au spus reprezentanții PSD-ului că îl susțin, în schimb, pentru președinția țării. Dar nu a început campania pentru președinție. Dar haideți, e râsul plânsul. Adică dacă președintele a luat un tricou pe el, s-a făcut un mare scandal. Și președintele nu mai candidează pentru un nou mandat. Ori dacă aici se pune asemenea banere cu candidatul la președinție și că-l iubesc Gorjeni, e foarte bine. Dar nu acum. Deci lucrul acesta nu trebuie făcut acum. Este chiar un furt de start de campanie. Poate nici nu candidează. Păi dacă nu candidează, nu mai este un furt de start de campanie prezidențială. Deci... Îl avem prin telefon și pe jurnalistul de investigații Narcis Daju. Bună seara! Bună seara!
salut invitații tăi. Mă bucur că domnul Aninoiu a făcut un pas și mai în față politica gorjeană. Era nevoie de un jurist de calitatea dânsului. În completarea celor spuse de domnul președinte Catrinoiu, aș vrea să vă spun așa, firma care deține aceste panouri publicitare în Târgu Jiu se numește SC White Point SRL, este din Craiova. Are niște legături destul de ciudate cu conducerea PSD Gorj, astfel încât s-a ajuns ca anul trecut să se reducă plățile la care este obligată această firmă către bugetul local la 100 de lei pe lună. Conform contractului în vigoare în momentul de față, White Point SRL, pentru fiecare panou, trebuie să plătească cel puțin 1.000.000 de lei vechi pe lună. Știm cu toții că dacă vrem să dăm un anunț într-un cotidian local, sub 50 de lei nu ne-l primește. Ori pentru un panou, la kilometru zero, în Târgu Jiu, această firmă contribuie la bugetul local cu 100 de lei pe lună. În al doilea rând, ca ziarist și ca cetățean și ca un liber, cer conducerii PSD Gorj să spună cine conduce campania PSD Gorj, care e directorul de campanie, cine a dat dispoziția să fie montate astăzi aceste afișe, pentru că e nedrept să incriminăm un întreg partid. Directorul de campanie și cel care a dat dispoziție trebuie să se ducă la parchet, să se autodenunțe, pentru că infracțiunea se vede de pe lună. În altă ordine de idei, aș vrea să vă spun că Forța Civică a depus o nouă plângere la biroul electoral județean, denunțând amenințarea vădită făcută în prezența presei de președintele PSD Gorj Cârciu Maru la adresa președintelui biroului electoral județean, judecătorul Ion Marin. Acest birou electoral județean a răspuns a Forței Civice Gorj că nu e absolut nicio problemă. Cu alte cuvinte, din momentul de față, existând un precedent normativ, da, domnul Aninoiu poate să confirme asta, toți președinții PSD din țară pot să meargă, să urle la judecători în prezența presei. Că nu e nicio problemă. A fost un răspuns oficial al celor de la presă? Am primit la redacție în această seară răspunsul oficial al biroului electoral județean. Domnul Ion Marin, judecător încă, în statul de drept România, susține că e normal ca Cârciu Maru să urle la el. Ăsta e statul de drept în care trăim. Ultima remarcă pe care vreau să o fac. PSD Gorj se poartă așa, adică pune afișe când vrea mușchii lui, pentru că erau învățați până acum ca opoziția să fie formată din Dan Vulceanu, Dian Popescu, Bucălăiete, că l-aveți acolo. Vreau să vă spun că a apărut Fugaru, candidat nu la Cărbunești, ci la Senat, și a apărut Ion Săvoiu. Cred că lor le datorăm faptul că astăzi s-a sunat la 112 și că au fost date jos acele afișe. Mulțumesc mult că m-ați ascultat și rog telespectatorii să mă urmărească mâine seară la 25 la panoul de onoare. O seară bună! Panoul de onoare realizat de Narcis Daju va fi mâine de la orele 20:15. Mulțumim mult pentru intervenția telefonică. Într-adevăr, este de analizat această chestiune pe care ne-a prezentat-o Narcis Daju, o chirie derizorie, spun eu, pentru niște panouri pe care o firmă, firma care le deține, încasează mult mai mult. 100 de lei pe lună este din punctul meu de vedere, foarte, foarte puțin. Pentru acel afișaj, dacă nu mă înșel, prețul este în euro. Este în euro și este, nu știu dacă și dumnealor au prețurile în euro, dar în general așa se practică alte firme.
Domnule Bucălete, dumneavoastră nu ați răspuns. Haideți să vedem care este punctul dumneavoastră de vedere și după ceea ce a prezentat Narcis Daju ceva mai devreme. Am răspuns. Care ar fi întrebarea? Vis-a-vis de ce? Vis-a-vis de ceea ce se întâmplă cu o firmă care, iată, pune un afișaj, o firmă care, sau pentru care, iată, prețurile sunt lăsate foarte jos și, culmea, acel preț foarte mic este stabilit de municipalitate. Municipalitate condusă și ea de un om care are o apartenență politică, paradoxal, PSD. Bun, fiecare partid politic are un mandatar financiar. Este foarte simplu de aflat ce s-a întâmplat. Are un mandatar financiar, banii se raportează sau orice donație, orice se întâmplă către autoritatea electorală permanentă prin acel mandatar financiar. Iar dacă se face o ilegalitate, atunci răspunde atât partidul cât și mandatarul financiar. Bine, dacă lucrurile ar fi, așa cum le prezentați dumneavoastră, inofensive, ar fi nu sunt chiar bleu, însă, haideți să ne gândim la un aspect. Acel afișaj ar fi tronat și astăzi seară, și la noapte, și mâine, și peste două zile, ar fi intrat legal în campanie de sâmbătă încolo, dacă cineva nu ar fi sesizat organele, dacă cineva nu ar fi sunat la 112, domnul Fugaru. Nu sunt inofensive. Eu vă spun din experiența partidului meu, care la ultimele alegeri a trebuit să plătească undeva la 300 de milioane amendă, pentru că au considerat cei de la autoritate că nu s-au respectat anumite hotărâri ale dumnealor, că s-a raportat cheltuială după sau nu s-a raportat către autoritatea electorală și cheltuiala care urma să fie făcută. Deci dacă, și de aceea spun că dacă s-a făcut ceva ilegal, atunci atât partidul cât și mandatarul financiar va suporta acest lucru, așa cum a suportat Partidul România Mare. Eu am spus și am răspuns la întrebarea dumneavoastră, nu mi se pare normal ca un partid politic să fure startul campaniei, indiferent cum se numește acest partid politic. Și nu o spun pentru faptul că noi avem posibilități financiare mai mici decât dumnealor, o spun că asta este legea și toată lumea trebuie să o respecte. Da, toată lumea trebuie să o respecte, dar iată, vedem că nu toată lumea o respectă. Vreau să ne puncteze domnul Catrinoiu, pentru că dumnealui, știu, trebuie să mai ajungă la o emisiune, adică în a doua parte a acestei ediții nu va mai fi aici. Vă rog, domnule Catrinoiu. Vreau să spun următorul lucru. Domnule, dacă 24 de ani de zile nu s-au ostoit, nu s-a oprit niciodată din aceste furturi. Vreau să le atrag atenția că de data aceasta vor fi cu ochii pe ei. Au furat și pregătesc startul campaniei. Au furat startul campaniei, dar vă spun eu, să nu înțeleagă lumea că au furat altceva, Doamne păzește. Din informațiile pe care le dețin, pregătesc o mare fraudă în aceste alegeri ale vă rog, dacă aveți și dovezi aici, sunt afirmații grave, suntem în campanie electorală. O să le dau la momentul oportun. Vă dați seama că... Atunci vă rog frumos să nu mai faceți afirmații, da, dacă nu le și susțineți. N-am să mai fac afirmații. Eu le-am spus să nu le facă. Pentru că știu ce pregătesc acești oameni în laboratoarele... Dumneavoastră știți de unde? Păi vă dați seama că sunt în mijlocul lor toată de 24 adică de ani. Aveți oameni acolo la ei? Păi evident că am oameni. La un partid sau la altul? În centrul lor și știu exact ce fac acești oameni. Este păcat. Este păcat pentru că s-ar putea ca domnul Costoiu să fie un om de bună credință. Da? Dar modul în care s-a pus problema și modul în care s-au tratat
Evident că aceste lucruri trebuie tratate la modul în care spune legislația. Este o acțiune penală care fiecare trebuie să răspundă pentru faptele sale. Da, îmi spun colegii, au încercat să ia legătura cu domnul Ion Călinoiu, nu răspunde la telefon și nici purtătorul de cuvânt al PSD, domnul Ciprian Florescu, poate nu au auzit, îi rog pe colegii mei probabil, să mai încerce. Probabil, pentru că vrem și noi o explicație. Probabil domnul Călinoiu și-a pierdut vocea la rovinare și de asta, dar probabil o să răspund. Vreau să vin în completarea colegului meu să spun că pericolul real și concret în ceea ce privește atât furatul acestui ștart, cât și afișajul în detrimentul celor partide constă în faptul că toate partidele trebuie să beneficieze de aceleași locuri și de același spațiu de publicitate, atât în mass media, atât vizuală cât și scrisă. Și de asemenea, locurile speciale care vor fi amenajate pentru a-și expune candidații la europarlamentare și viitorii candidați pe Colegiul 2 pentru Senatul României, spun eu că toate partidele trebuie să beneficieze de aceleași spații. De aceea, și în legislația audiovizualului, există spații anume la anumite ore stabilite și acordate în mod egal. Ei bine, dacă există o legislație în acest sens în ceea ce privește presa vizuală, de ce nu s-ar face același lucru și în ceea ce privește afișajele? De ce unii să folosească în exces anumite spații publicitare doar pentru că alte partide nu au posibilitatea materială sau influența necesară de a le folosi? Întrebarea este una retorică, este sigur că va trebui ca cineva să răspundă la ea. Ar trebui adresată celor care pot să verifice de ce într-adevăr se întâmplă astfel de derapaje. Îi rog pe colegii mei să mai încerce să legătura cu reprezentanții Partidului Social Democrat pentru a ne explica de ce au apărut afișele electorale pentru alegerile parțiale la care nu s-a dat încă startul campaniei, de ce au apărut deja în oraș și în județ. Luăm o scurtă pauză de publicitate și revenim.